Suntem din nou acasă la Andrada, Andrada Uscar, în comuna Băcia, județul Hunedoara. Mă bucur că te văd din nou. După cum puteți vedea, Andrada s-a transformat foarte mult, s-a făcut o tânără frumoasă. Am cunoscut-o acum 2 ani de zile, în luna septembrie 2012, iar acum, în septembrie 2014, se vor împlini 2 ani de zile de când Andrada efectuează tratamentul împotriva leucemiei. Cu această ocazie suntem la Andrada pentru ca să o felicităm, pentru că medicii au declarat o vindecată de leucemie, nu mai există nicio celulă, să zic așa, canceroasă în corpul ei și cu această ocazie dorim să-i mânăm următorul nostru ajutor financiar pentru următorul tratament pe care Andrada îl va efectua. Și în același timp doresc să vă mulțumesc personal în numele Asociației Speranță pentru România pentru că dumneavoastră, sponsorii și donatorii noștri, au făcut posibil ca aproape 2 ani de zile să o putem susține pe Andrada în această luptă pe care a dus-o împotriva leucemiei. Cu această ocazie și Andrada dorește să vă mulțumească pentru suportul pe care dumneavoastră i-ați oferit până acum. Vreau să mulțumesc și eu tuturor donatorilor care mi-au fost dar alături în tot acest timp și să le doresc multă sănătate și multă fericire, așa cum mi-au dorit și ei mie. Știu că urmează bacalaureatul acum. Așa e. Și tocmai povesteam cu Andrada că urmează să dea bacalaureatul și va dori să urmeze și o facultate. Da. Poți să ne spui ce facultate le dorești să urmezi? De jurnalism. De jurnalism. Da. Dumnezeu să te ajute să-ți îndeplinești acest vis și dacă tu ești astăzi în situația în care să poți să visezi, să îți faci o carieră în viață, este datorită faptului că anumiți oameni s-au fost alături, niciun măcar eu nu-i cunosc, care te-au văzut pe site-ul nostru și care fiecare din puținul lor au donat pentru tine, ca tu astăzi să poți să fii sănătoasă și să poți să, așa cum am spus, să ai vise și să visezi o carieră. Vă mulțumim încă o dată tuturor și sperăm să ne vedem cu ultima ocazie, da, la ultimul tratament. Vă mulțumim încă o dată foarte mult!